Conservatorii mehedințeni par hotărâți să păstreze aparența bunei conviețuiri în interiorul Uniunii Social-Liberale și că pe plan local nu sunt afectați de ultimele acțiuni la nivel național. Tensiunile au pornit de la anunțul PSD și PNL de a-l susține pe Sorin Oprescu la primăria capitalei. Decizia a fost luată fără consultarea PC. Supărați de faptul că au fost tratați drept o cantitate neglijabilă în Uniune, conservatorii au anunțat public că la alegerile locale vor avea candidați proprii, acolo unde nu este prevăzut în protocol că trebuie să fie comuni. Respect și salut în aceeași măsură decizia președintelui Daniel Constantin de a merge separat la legile locale altele decât cele impuse din protocolul USR să mergem împreună. Este foarte adevărat că mi-am dorit să candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean, este foarte adevărat că îmi doresc și în acest moment, dar în politică toate protocoalele trebuie respectate. Dar cum apele limpezi sunt adânci, tensiunile au ieșit rapid la suprafață. Urmează o nouă rundă de negocieri politice intense între PNL, PSD și PC. Bătălia mare va fi pentru desemnarea candidaților pentru funcțiile de consilieri județeni și locali. Și cum PSD-ul a luat tot ce se putea lua în ceea ce privește candidații comuni pentru primărie și Consiliul Județean, e greu de crezut că va reuși să își adjudece și poziții eligibile pentru aceste funcții. Încă nu s-a discutat în interiorul USL procentele de componența Consiliului Județean. Se va negocia, în momentul când noi ne vom termina campania de selectare a candidaților. Probleme vor fi, asta e clar. Vor fi și pierderi colaterale, însă vă asigur că Uniunea Social-Liberală funcționează. Urmează ca în perioada următoare cele trei partide să aibă runde de consultări în vederea desemnării candidaților pentru locurile de consilieri județeni și locali.